Mai problema noastră este să scăpăm de Cortațelul. Care după a făcut datorii după și după aceea vom reuși să gestionăm și restul datoriilor. Păi și cum se poate scăpa, domnul Ugere? Pentru că s-a încercat, a făcut niște, cum să spun eu, niște jumbuș lucruri, să spunem așa, foarte interesante. L-ați dat jos din CEA, v-a spus omul pe Eftimescu, o legendă a clubului și așa mai departe. Dar au fost chestii temporare, nu definitive. Ce se poate face în momentul de față? Sunt două elemente care trebuie să meargă în paralel. Odată, să ne exercităm drepturile de acționari. Da. Cu 20%. Cu 20% și să facem ceea ce e de făcut în dreptul nostru și în paralel în interiorul societății, da? Adică să-l aducem, cum să spun, la ordine pe acest individ. Da. Și în paralel să sesizăm sau să sperăm că se mai și autosesizează ca în alte cazuri organele competente din România cu privire la diverse infracțiuni. Care ar fi acelea? Spălare de bani, înșelăciune. Păi, înainte să fiu ministru, mă cam și-o am înțeles. Deci ați revenit la origini, practic. Cam așa ceva. Păi ministru ultra, să vă spunem așa. Am mai zis, m-am crescut în Dinamo. Practic, am făcut sport la Dinamo. Toată copilăria mea, toată tinereța acolo se leagă de Dinamo. Inclusiv de tribună și de galerie. Da, pe de altă parte că... știți foarte bine că suporterii sunt și controversați în fața unora sau altora și dumneavoastră ca politician cu controversele. Am înțeles. Da. Girați cumva pentru ei? Sunteți conștient că cu numele dumneavoastră girați pentru acest proiect? Vreau să spun că atunci când am ales să mă înscriu în acest program de DB, am avut de ales și m-am uitat că mai erau și ADPD-ul. Mai era, da, încă o entitate care încerca să facă, mă rog, tot ceva similar. Da. Și n-a fost de greu să iau decizia, s-a văzut foarte clar pe site-uri, paste din activități, referințele obținute, că aici la DDB, la Asociația Prozei Cătălin Hârdan, este ceea ce trebuie să fie. Și odată ce am fost convins de acești oameni, i-am și cunoscut ulterior, n-a fost greu să vin și eu, mă rog, măcar cu imaginea asta bună, așa cât o am din politică, să vin alături de ei, sperând că pot să ajut cu ceva, măcar din punctul ăsta de vedere. Da, vă întreb altceva, pentru că proiectul acesta este, din punctul meu de vedere, unic la nivel cel puțin european. Și vă întreb, pentru că, până la urmă, vorbim de niște băieți pasionați de fotbal, dar care au reușit, până la urmă, o organizare foarte bună. Și dumneavoastră sunteți specialist în zona economică și puteți să ne spuneți în detaliu. Au reușit să adune bani și să-i gestioneze bine, astfel încât echipa să supraviețuiască. Cum s-a întâmplat asta? Păi, în primul rând, vedeți, ăsta iarăși e un motiv pentru care merită să garantez pentru acești oameni. Oameni corecți, oameni cu profesii, cu meserii, adică nu sunt, nu știu ce își închipe lumea când se gândește de la tribună, la suporteri. Suporterii au o gamă foarte largă, așa, de unde vin, de profesii, de ocupații și așa mai departe. Numai că în acest board s-au reunit profesioniști, oameni care au făcut deja o carieră în domeniul lor profesional de activitate, de unde își câștigă pâinea, și sunt oameni corecți. Și unul dintre principalele aturi ale acestui program de DB este exact transparența acestui program, corectitudinea acestor oameni, modul în care ei au învățat să lucreze unul cu altul și să-și pună tot ce au mai bun în slujba obiectivului, adică salvarea clubului Dinamo. E adevărat, vremurile pe care le trăim sunt de natură să ne facă să credem că nu e posibil așa ceva. Da. Dar iată că este posibil și dragostea pentru un obiectiv, un țel, un speță, clubul Dinamo, face ca acești oameni să se unească și să depună aici toate eforturile, să aducă ce au ei mai bun pentru acest club, care înseamnă până la urmă istoria sportivă a acestei țări. Sunt 72 de ani de existență, de performanță, adică nu poți să-l dai la o parte, să ștești cu buretele și mai nimic, facem alt Dinamo. E greu de înghițit așa ceva. Dumneavoastră, în ce moment ați simțit cu adevărat că este treabă serioasă cu proiectul ăsta? În momentul în care ați spus, domne, uite că deja nu mai e joaca suporterilor, devine ceva cu adevărat serios, care poate influența? În toamna, iarna lui 2019 m-am înscris în programul DDB. Așa cum am spus, de la bun început mi-am dat seama că acești oameni e posibil să construiască ceva important. Pentru că la momentul respectiv nu erau vreo 1500 de membri în program. Da.
Așa. Era încă stadiul luptei dintre cele două proiecte, să spunem așa, cred. Da, nici atunci nu era luptă, pentru că părerea mea este că proiectul acesta ADPD-ului s-a născut mort, pentru că n-au știut ce și cum să facă de la bun început, n-au avut priză la public. N-au avut, și repet, eu asta am făcut, m-am uitat pe cele două site-uri, în primul rând. Zic, dom'le, uite ăștia. Doar DDB-ul garanta o transparență clară. Adică spunea, bă, uite, ți arăt ce se întâmplă cu banii mei. Ce se întâmplă cu banii de ce am făcut, poți să votezi, poți să intri, poți să nu știu ce. Ceilalți au fost așa, haideți, dați bani ca să salvăm clubul. Și cam atât. Nu ce facem, nu ce aia, nu nimic. Și lucrurile n-aveau cum să le evolueze. Deci de-aia spun, diferența a fost din start. Unii au început bine, alții au început prost. Și cea mai bună dovadă, cred că este și trecerea lui Cornel Dinu de la proiectul ADPD la Peluza Cătălin Hâlda. Dar, atenție, proiect pe care Cornel Dinu în prima fază l-a criticat vehement. Nu l-a criticat, dar tot așa, repet, putem avea să ni se creeze câte o impresie despre unii și despre alții, dar atunci, în momentul când a ajuns să-i cunoști ceea ce Cornel Dinu a făcut până la urmă, și-a dat seama că aici, în programul DDB, este ceea ce trebuie să fie. Iar o treabă serioasă, din momentul în care și am și cunoscut și am început să ne dezvoltăm, era limpede că există o gândire în tot ceea ce se face aici. Legată de bani, legată de atragerea de noi membri, de sponsori, de așa mai departe. Adică lucrurile nu întâmplător au ajuns la peste 13.000, aproape 14.000 sunt de membri. Sunt 13.700 în momentul cam de față. Așa, da. La peste 1 milion de euro adunați și așa mai departe, toate acțiunile pe care le-ați văzut. Adică asta spune ceva și până la urmă există și legitimitatea dată de galerie, de suporteri, că nici clubul, nici o astfel de asociație socios nu are cum să existe fără suporteri, nu? Adică unde sunt suporterii, acolo este tradiția, clubul, tot ce doriți. Estimați că va mai crește numărul membrilor cotizanți? Pentru că s-a ajuns deja la un număr, stăm și ne gândim, 13.700 este un stadion plin, până la urmă. Da, se poate ajunge la mai mult, domnul Gerea? Cu siguranță, pentru că... Dar fiți obiectiv, nu încercați acum să promovați proiectul. Spuneți-ne sincer ce părere aveți. Până unde se poate ajunge? Asta vreau să fac o trimitere, în primul rând, la numărul de like-uri care există pe pagină. Și, domne, când vezi că ai 100.000 de like-uri, da? Înseamnă că ai o bază a unor suporteri. Care urmăresc, cel care puțin urmăresc, virtual, da? Echipa. Da? Noi suntem la aproape 14.000. În mod evident există loc de creștere. Da? Da. Adică nu este nimic exagerat. Noi inițial am spus, domne, hai să ajungem la 10.000. Dacă ajungem la 10.000 putem lua clubul. Acum ne gândim că, într-adevăr, etapa sau platforma aceasta de 20.000 de membri nu este departe. Avem înscrieri constante în fiecare zi, ceea ce ne face să credem că, într-adevăr, potențialul este mai mare chiar și decât 20.000 și de 30.000 de membri cotizanți. Da. E un pic diferit, într-adevăr. Una este să fii simpatizant, să dai un like, alta este să vii, să contribui, să te implici. Noi românii mai avem încă probleme cu implicatul așa pentru diverse cauze. Poate mulți sunt circunspecți încă momentan. Nu știu ce se întâmplă. Mă doare de multe ori că românii de multe ori se mobilizează mânați de un sentiment negativ, de a-l da jos pe cineva, că vorbim de politică, așa. Nu se mobilizează, hai să facem ceva. E adevărat, așa. Hai să construim ceva. Uite, la Dinamo, aici în programul ăsta de DB, românii s-au mobilizat ca să construiască ceva. Da, și eu spun că există potențial exact dat de aceste cifre, nu inventez. Astea sunt cifre, avem niște like-uri, avem niște membri. Vedem cum merg înscrierile zilnic, înseamnă că e loc de crescut. Și asta este un lucru foarte important, pentru că până la urmă, așa cum evoluează treaba la Dinamo, eu cred că clubul va ajunge în prima fază pe mâinile suporterilor, 100%. Credeți că poate fi susținut 100%? Sau, mă rog, mai avem participarea domnului Badea, care este și minoritară. E minoritar, da. E cât de cât alături de echipă în ultima perioadă. Dar asta înseamnă 90% să fie al suportului. Eu zic că da. Deja ai un astfel de spate asigurat, venituri. Sigur că nu putem spera
să adunăm milioane de euro, să avem un buget comparabil ca cu al unei echipe din vest, evident. Dar putem avea un buget produs de către suporteri și, mă rog, dreptul de televiziune, sponsorizări și așa mai departe, care să asigure performanța în Prima Ligă în România. Dacă îl cauți pe acest om, noi am făcut-o. Din păcate, Ionuț Negoiță n-a făcut-o. Sau nu l-a interesat. Vezi că e asociat iar în diverse firme fără activitate sau falimentare. Vezi pe acest mare maestru internațional în escrocherii, domnul Șerdean, că este asociat cu acel individ Săpașu, Toma Săpașu, din Spania, care e combinat cu Cortasero, Melero sau... Domnul Săpașu a fost aici în emisiune și a arătat clar, uitați, domnule, nu mint, este singur om din această poveste care a arătat dovezi clare. Domnule, eu vreau banii, comisionul, și vreau să iau clubul de la ei dacă n-au bani. Uitați discuțiile cu Șerdean, mi-aduc aminte. Vă spun sincer că pe mine... care zicea că nu-l cunoaște. Exact, mi-aduc aminte, pe mine m-a păcălit puțin Dorin Șerdean la început. A zis, domne, vine din alt mediu, fost politician, șahist, mă gândesc că poate e un băiat mai de calitate. Însă s-a ajuns să vedem că acest Dorin Șerdean, maestru în șah, bagă mâna banii suporturilor să-și plătească salariile, lasă mașina clubului aruncată pe la Alba Iulia. Te aștepți de la un om tăvălit deja de către DNA pentru trafic, pentru fraudă cu fonduri europene. Adică... a scăpat el. Acum nu știu cum e dosarul, ce se mai întâmplă cu el. Dar în orice caz, eu sunt convins că lucrurile n-au fost în ordine acolo. Și personajul este extrem de interesant. Adică este. El are o firmă cu acest Toma Săpașu și spune, nu-l cunosc. Da. Bă, dar chiar așa v-ați găsit cei mai mincinoși oameni din lumea asta s-au regăsit la Dinamo. În fine, mai mult decât atât îl dă afară pe Dăncilescu și pe aia spune că este vina lui Cortasero. Prima măsură, asta mi s-a părut incredibil. Știți povestea cu concedierea, cum a fost? Sau vreți să vă zic pe scurt? Pe scurt, vine Dorin Șerdean, care era pe cai mari în momentul ăla, de-abia fusese pus președinte executiv sau mă rog, și spune lui Bălănescu, n-a avut curaj, și spune, te rog frumos, dă-l afară pe Dăncilescu, așa vrea nou patronat. Moment în care Bogdan Bălănescu l-a chemat pe Dăncilescu, care era în club, a zis, vină un pic, te rog, are domnul Șerdean să spună ceva. Și l-a obligat să-i spună în față. Da, asta a fost povestea. După care Dăncilescu a spus, domnule, dar mă umiliți, mă țineți ore pe aici ca să-mi spuneți că mă dați afară. După care Șerdean i-a spus, ai stat pe salariu, Dăncile, nu-i problemă. Da. Adică, și obraznic. Un emernic, din punctul meu. Mi se pare incredibil. Om, oricum, sper să nu mai pună piciorul. Păi nu cred că mai are curaj după ultima chestie cu banii pe care... Adică mie mi s-a părut incredibil când am auzit. Vorbeam și eu cu diverse surse și am zis, doamne, nu pot să cred că a avut curajul să ia din banii suporterilor ca să-și plătească el salariul. Și pe aia am văzut ordinul de plată. Nesimțire, asta a avut. Un nesimțit. Mai ocupă vreo poziție în momentul de față în club? Nu. Deci nu. Nu. Este dus, închis, pa, la revedere. Bine, am văzut, am și prezentat actul semnat pentru concediere, însă tot atacau, stai că n-ar fi legal, nu mai înțelege nimeni. Încearcă să facă valuri, normal, dar și DDB-ul trebuie să treacă la atac, adică să nu întoarcă obrazul, pentru că unor astfel de indivizi nu trebuie întors obrazul, ci trebuie plezniți și puși la locul lor. Culmea, bine, nu la propriul prezniț, normal la figurat, dar evident. Mi se pare incredibil. Eu sincer mă așteptam, după ce am văzut că s-a întâmplat pe la Ring Grand Hotel cu Negoiță, cu suporterii, stai să zic ce pățesc ăștia acum, de nu-i găsim, Doamne ferește. Însă suporterii nu au făcut nimic, au ales mereu calea legală, calea actelor și vă întreb pe dumneavoastră de ce s-a schimbat asta. Eu am crezut mereu, m-am gândit, vor să protejeze proiectul, să nu zic că lumea, uite golanii cum sar la bătaie. Exact. Deși sunt capabili să sară la bătaie. Sunt capabili, repet, e greu te stăpânești. Adevărul este că când îi vezi pe băieții ăștia, efectiv îți vine să te sui pe ei. N-ai cum. Dar la asta se gândește și ei. S-a schimbat un pic treaba. Nu mai sunt doar suporteri care au libertatea să facă ce doresc, ce cum, ci sunt acționari ai clubului Dinamo. Suntem acționari ai clubului Dinamo prin sunteți acest cu proiect. Toții. Cu toții, da. Exact, da? De asta, această schimbare de atitudine.